Și îmi amintează eu domnului profesor. Fie ABCD, un trapezitor cel. Care problemă? 25. Nu, mă văd că de? Trapezii social? Da. Deci în ipoteză. Da, da, în ipoteză avem că ABCD este un trapezitor cel cu AB paralel cu CD. AB paralel cu CD și AB egal cu doar două ori CD. AB de două ori CD. În exterior construim triunghiurile echilaterale ADM, ADM, DKN, DKN, N și BKP. Echilaterale în exterior. BKP. P. Triunghiuri echilaterale. În exterior. Ce mișto cu Q aparțin lui AB. Așa încât. Așa încât. AQ. Congruent cu QB. Arătați că, în concluzie, MNPQ, MNPQ, ROM. Cu? MNPQ, ROM, fără virgulă, nu? Da, MN, așa. Da, MNPQ, ROM. Mă vine la Coreea, da. Da, da, da. Mână, pârtiu, rom. Rom. E figura asta, e rom. O să construiesc un pic mai... trapezul ăsta e social mai spre mijlocul tablei, ca să pot face în exterior, da? În da, da, da. Vedeți și voi cum faceți, lăsați loc pentru triunghiurile echilaterale, da? Așa, da. Avem că AB-ul mai mare, așa, de două ori cât celul. Și o să iau pe cealaltă, de două ori, nu? Uh-huh. Și trapezul isoscel. Uitați cum fixez. Eu fixez așa, ca să vedem problema cât de cât linia mijlocie, să centrez. Și atunci mijloc să fie și aici mijloc. Și când le unesc, e perfect așa. Da, dar ei cu pătrățelile e mai repede, știți? La ei cu pătrățelile e mult mai ușor. ABCD trapezisoscel. Notație la ABCD, domnul profesor. Da. ABCD trapezisoscel. Da. Acum în exterior triunghiurile ADM. ADM. Da. Deci trebuie să-l duc aici un... Uh-huh. Pentru chestia asta, duc perpendiculara pe mijlocul lui AD. Ea se bucură de faptul că e mediatoare. Da. I-am dus mediatoarea lui AD. Toate punctele pe mediatoare sunt la egal distanță. Corect. Acum eu am să iau așa fel, încât mai să bine, fie... Să fie așa. E, așa e bine, da? Da, mai dar să nu fie prelungire. Da, vedeți mai jos, nu știu cum. Credeți că să fie cât adânc, știți? Cât să fie deci, cât adânc. Să fie chiar lateral, știi? Da. Mă zic să-și el. Deci să fie clar cât adânc. De acord. Ei, acum nu le măsoară nimeni, domnul profesor, cât de cât da. Să nu fie împărțit. Eu asta mă trebuie să fie împărțit, dacă va fi, să nu pic într-un păcat. Exact. Deci să notăm aici punctul M. M. Da, analog fac și pe partea asta. D-C. Cred că trebuie și pe B-C, da. Da. B-C-P. Așa, și notez cu punctul P. Da, și pe D-C. Pe D-C, da. Deci paralela perpendiculară cum am dus-o. Cam un pic mai mare, parcă. Așa. Pe lângă ăsta este echilateral sau mai mult disorțion? Mai mult disorțion. Ia să-mi fac așa mai mult. Eu cred că am făcut echilateral. Da? Lângă echilateral. N. N sus. N. Așa. Q-ul mijlocul lui AB. Q-ul mijlocul lui AB. Gata.
Asta e tot. Atât. Să arătăm că M, N, P, Q. M. M, N, P. P. Q. Q. Sigur, asta este rom. Rom. Mână pe Q este rom. Păi să vedem în primul rând ce e romul, domn profesor, că facem legat. Sigur că da. Este paralelogram cu două laturi alăturate congruente. Cu ce probleme mare paralelogram? Laturile opuse congruente. Laturile opuse sunt congruente. Diagonalele sunt perpendiculare. Din paralelogram unghiile opuse sunt și ce știm? Unghiile opuse sunt perpendiculare. Nu. Unghiurile opuse sunt congruente, da? Da. Diagonalele sunt și bisectoare. Da. În rom. În rom. Foarte important. Sigur că da. Și avem acolo cu dacă și numai dacă, adică avem și reciproce da. Pentru paralelogram, pentru a fi rom. Acum, din figură nu m-aș duce pe diagonale perpendiculare. Nici eu, că nu-mi ies. Deci aș duce niște drepte în plus acolo, nu mi-a ieșit. Doar o diagonală o am, pe NQ. Da? Avem dată din problemă? Sau am pus-o problemă? NQ am construit-o eu. Ca să găsești pe N și pe Q, mijloc, deci așa avea-o pe ea. Hai să vedem ce știm, trapeze. Dacă luăm triunghiurile M, A, Q cu N, C, B. M, A, Q, triunghiul ăsta, M, A, Q. Cu N, C, B. Cu N, C, B. N, C, B. Deci pe cele două triunghiuri? Avem. Deseori o să demonstrăm prin laturi, că avem atâtea laturi congruente. Da, așa este. Da, deci tu te duci la triunghiul M, Q. Trebuie două alăturate, două profesor, nu? De N, D, M și N, C, P. Deci nu era M, A, Q și Q, B, P. Da, așa am luat și eu. N, D, M și N, C, P. Dar de ce vrei pe ele? Că toate sunt isoscele. Bine, deci, trebuie să Miruna, când a insistat pe M, A, Q și cu N, C, P, da. Partea așa, da. Așa, da. Am supărat pe toată lumea, vezi? Uh-huh. Dar i-a spus, dai că așa vreau eu, așa da, și voi. Da, să le luăm alăturate. Ia bine, da? Am luat alăturate. Și dacă le-am fi luat așa, oare reușeam să arătăm că sunt congruente? Să vedem. Ce au cele două triunghiuri, dacă le privim cu atenție? Au pe A, M, e cât A, D. AD este cât CB, că e triunghiul trapezii soscel. În triunghiul ăsta e echilateral, înseamnă că CB este cât CP. Deci, au latura asta cât asta. AM este cât AD. AM este cât CP, de mai ieșit, nu? Da. Ca AM este cât AD, din cauza că e triunghiul echilateral. Da. Dar AD este cât CB, că e trapezii soscel. Și CB este cât CP. Deci eu te încurajez să spun că ai șanse să arăți că și triunghiul ăsta ar fi congruent, da? Pe urmă, mai trebuie să arăți că CP, CN, este cât cine? Cât CN, cât AQ. Mi-aș zice. CN, cât AQ. Pentru că CN este cât DC. Da. Și de ce este cât AQ? De ce este AQ? Pentru că s-a zis că avem toate de două ori DC-ul. Face în ipoteză. Înseamnă că AQ este cât MC. Asta înseamnă că triunghiul MAQ este cât MCP. Și cu cine ajută? Ne ajută că MQ e congruent cu asta. Dar așa putea să iei cu chiupul și era gata. Putea, dar eu am mers și pe, cum am zis, mă vreau pe asta. Și am zis, ideea ta, hai să vedem dacă ai șanse. Ai! Da. Sigur că putea să ducă cu M, A, Q, așa cu chiupul. Cu chiupul, B, da. Q, B, P. Care sunt... Două laturi alături da. Rombului. Așa, și acum arăți că asta e cât asta, asta nu? Și... Din da. Aceeași motive, exact. Foarte rapid. Dar foarte avem rapid. Două laturi. În final, pe rota, că în patrulaterul ăsta se întâmplă ca laturile toate să fie congruente păi așa între ele, da? Da. Este așa. Da. Reușesc să arătăm patrulaterul ăsta. Acum arătăm că M, Q e congruent cu Q, P, că avem M, A congruent cu B, P, avem A, Q cu Q, B.
Și rombul, mă. Rombul e paralelogramul cu două laturi alături adică. Paralelogram. Trebuie să arătăm că e paralelogram. Trebuie să arătăm că e paralelogram. Păi dacă arătăm cât congruente? Gata, probabil. În final, domn profesor? Avem o chestie care spune într-un patru later în care laturile opuse sunt congruente, două câte... Laturile opuse. Congruente două câte două. De două figuri aceea paralelogram. Da. Avem una. Da. Miruna tocmai ce-a arătat, că mă, chiu-i când nu tur. Deci dacă într-un patru later laturile opuse sunt congruente două câte două, adică astea două și astea două... E paralelogram. Figura e paralelogram. Și cum ăsta după aceea ăsta cu asta, gata, e rom. Deci e rom. Da? Da. În final... Repede, și rom. A ieșit și rom. Acum, fiind rom, diagonalele sunt perpendiculare. Dar mai trebuie să mai arătăm ceva? Aștept să arătăm doar că e rom. Nu ne furăm nimeni, că lăsăm ușa deschisă. Trebuie să arătăm doar că e rom. Atât. Dar vreau să... Vreau să mergeți mai departe. Fac o corecție la figură. M-am ferit foarte tare să nu vorbesc despre prelungirea asta. Aha. Acum, eu am, din faptul că e rom dovedit, diagonalii NQ, e perpendiculară pe cealaltă diagonală. De fapt, ieri și era o prelungire, domnul. Da, asta vreau să spun. Sunt o prelungire obligatorie pentru situația noastră. Cu alte cuvinte, eu zic, nu mă... Da, să noi nu prea să greșesc, să, nu, da, să cadă așa. În asta și taman așa erau. Și chiar așa este. Deci, cu alte cuvinte, doar prelungirea mă duce chiar la triunghiul echilateral, da? Exact. Așa. Așa deci trebuie construcția... făcut, dar n-ați vrut să vă duceți în... Da, am zis eu, să nu cumva să păcătuiesc. Nu cumva să fie... acum când mi-am dat seama, că nu-i chiu... Exact, echilul cu tot și... Nu te-ai ieșit, nu te-ai ieșit cu linia no, aia? Nu, nu-i ieșit ca... Nu-i ieșit de aici. Da. E bine, deci, nu-i chiar riguros. N-ai fost atât de riguroasă. Hai, lasă-mă contează, mă cer. Da. Așa e sigur. Acasă faci tu asta, așa, cu figura, măsură, tot. Asta de ce? Să fie jumătate din AB. Deci tot, totul făcut tot așa. Și minunit. Este perfect. Da. Da? Finalul este că de ce în prelungire, adică M și P, constituie cea de-a doua diagonală. Corect. Da? Diagonale sunt perfecte. Și clar că-s linia de acolo. Deci, aș fi cerut la problemă în plus că se arată că M, D, C, P sunt pe linia. Ai, mă. Păi da, mă, dar odată ce arătai că e rom, gata. Ba. Acum, pe care o demonstrăm pe asta lumea? Ca ușoară, da, în Miruna. Da, trebuie să arăți să iei în paralelogram. După aceea, ca să ne scrii. Congruența tuturor laturilor. Păi da. Hai, Miruna, zi. Avem, luăm triunghiul M, A, Q. Și triunghiul? Și N, C, P. Fie triunghiul. M, A, Q și N, C, P. M, A, Q și N, C, P. Așa, cele două avem. Zice, zi. Și nu stai. Acum din figura asta, nu știu cât mai înțelegi. Avem M, A cu N, C, nu, M, A cu C, P. M, A. Congruent cu care? Cu C, P. Cu C, P. Da. Domn profesor? M, A cu C, P, dar îți motivează. Asta. Trebuie să ascunzi în paranteză. M, A este cu A, cu D. Cu A, D. A, D este congruent cu C, B. C, B e congruent cu C, așa. Rezultă... Deci, din legătura asta rezultă că... Asta suntem demonstrat și demonstrăm acum, domnul profesor. Așa. Deci, avem așa, M, A, congruentă cu D. Invers săgeată o faci. Invers. Adică, din ce faci acum rezultă. Da, M, A, congruentă cu D, A. A, cu D, A. Pentru că triunghiul M, D, A, echilateral. Motivăm un care triunghiul M, D, A, echilateral. În paranteză, da? Paranteză, da. Cam zi asta. Bun. Pe de altă parte, D, A, zi adusul, D, A, cu cine e congruent? D, A, D, A, cu... cu CB. Deci, boteză, fi trapezul social. Bun. Bun. CB. Și ce? Cu CB. Da. Și CB. Și CB e congruent cu CP. Congruent cu CP. De unde știm asta?
Păi din triunghiul echilateral. Deoarece așa. Triunghiul care, mă? CBB. CBB, triunghiul echilateral. Adică, practic, din ipoteză. Da. Că se dă triunghiul. Da, mă, dar scriem. Da. Din astea toate a rezultat asta. Corect. Care? Asta, MA congruent cu CP. MA congruent cu CP. Ai spus exact cum ai arătat. MA cu CP. Da? Exact. MA congruent cu CP și este scris. MA cu CP. Acum, care triunghi ai luat? MA, CIU, cu NQ. Păi zi în continuare, zi. Că nu-i de așa asta să zică sunt congruente. Deci MA cu CP a arătat. Păi care e altul la tot? Vreau să zic tot la tot. Păi da, dăm? AD. AQ. AD. AD. Da, te ajutăm. AD congruent. AD congruent cu cine? AD este congruent cu... Ce triunghi avem mai? Nu știu, păi asta zic și eu. Cu NKP. Cu NKP. Cu NKP. Așa. AD. E cât sunt NK atunci. AD congruent. AQ e congruent cu QB. De unde a dat profesor? I-au luat MAQ. MAQ a luat. AQ. AQ, domnul profesor. AQ. Zis eu bine, da. Congruent cu... Nu, cu QB. QB, cine? QB. Cu asta. Așa. AQ e congruent cu DQ mai întâi. Cu DQ. Scriu așa? Da, da. Da. Din ipoteză. Ipoteză. Zici că de ce e jumătate din AB. Așa, da, corect. Iar de ce congruent cu NK de desubt? De ce? De ce congruent cu NC? Da. Din motiv că triunghiul DNK e echilateral. Deoarece triunghiul DNK e echilateral. Din astea două ar fi ieșit ca AQ. Din astea două. Din astea două. Da. 1 plus 2 înseamnă că AQ este cât? AQ este cât NK. Deci am adus o latură. Și exact. Deci avem latură. Asta. Da, cu CP. Asta. Și asta de aici cât? Asta. Asta de aici. Și unghi dintre ele. Ne trebuie obligatoriu unghi dintre ele. Păi avem... Din cine e format unghiul ăsta? E format din unghiul A cu 60. Dar nu știu că asta e de 60. Am motive să spun că e de 60 cu milionar. Nu-mi da figură. N-am ipoteză asta. Dar oricum, este A plus 60. Deci acum unghiul... Măsura lui. Măsura unghiului care, domn profesor? MAQ. Da. Este egală cu măsura lui NKP. Da, Da, să vedem dacă este egal. Dar MAQ din cine e compus? Din A plus 60. MAQ e format din măsura cui? Lui A, adică lui DAQ. Măsura lui A. Ziceți? Da. A lui DAQ plus 60. Da. Dacă și ăsta altul va fi tot așa, a măsura lui B plus 60, dacă arăt că unghiul ăsta tot se compune din B plus 60, atunci problema e gata rezolvat. Dar aici... Unghiul ăsta, pentru cele două paralele, luate din secanta asta, da. Ăsta e cât ăsta. Așa. Și atunci ar fi ăsta să fie de 60 de grade, nu? Ăsta este de 60. Ăsta e de 60. Ăsta e de 60. Așa. În condițiile astea, unghiul DNCP, din care avem noi nevoie, este că DCB. Da, că s-au pus la voi. Așa, că DCB. Și dacă DCB ar fi exact ăsta, atunci toată problema ar fi rezolvată. Cu alte cuvinte, unghiul ăsta ajunge să fie tot de 60 de grade, este de 60 și 120. Și ăsta va fi tot de 120. Corect. Da? Da. Și atunci ăsta care i-a pus că el va fi tot de 120. Da. Dar cum ajung să spun asta? Asta noi n-am luat-o în calcul. Da. Ia să vedem. Unghiul exterior
Tu ai tu latur, latur, latur? Păi latura la treia tu trebuie să o demonstrezi, iubita mea. Tu de unde e latura? Deci, unghiul exterior unui triunghi, unghiul exterior, pentru triunghiul PCB, PCB, unghiul NCP apare exterior. Da. Și unghiul exterior egal suma unghiilor nealăturate. Adică 60, 120, 120, 120, 120. Aha. Deci măsura lui NCP egal cu 120 de grade. Da, egal cu 120 de grade. Mi-am arătat că celălalt e DAQ plus 60. Da. Dar DAQ e 60 și el? Da, vine DAQ 60, că ăsta este de 120. Ah, pe tot de 120 prin diferența de tot de 60. Sigur, da. Pentru că iată un moment foarte important și aici. Fiindcă triunghiul ăsta a construit aici, la 60, și l-am obligat pe ăsta să fie de 120. Gata. Deci măsura unghiurilor e egal cu măsura unghiurilor, rezultă conform cazului congruentului. Ce spuneți? Ce spuneți măsura? Am scris, e egal cu 120, uite. Așa, și latura unghiului, cele două triunghiuri luate în discuții, M, A, Q, congruent cu triunghiul N, S, P, și în congruența lor rezultă că NP, ceea ce mă interesează foarte tare, congruent cu MQ. MQ. Care? NP, congruent cu MQ. Prima relație importantă care am obținut. Șterg sau ce fac eu? Sus o scriu aici. Asta, da. Deci am obținut așa. NP. Am obținut NP. Congruentă cu MQ. MQ. Acum luăm triunghiurile. Fie triunghiurile. Îi luăm pe ăstea două, ca să arătăm că asta e asta. Așa. M, tot M achiu. Și triunghiul. Q, V, P. Ia zi, are, ce știi despre ăstea două? Păi eu așa, EMA cu B, P. EMA congruentă cu B, P. E bine, Anca? Sau... EMA cu B, P. Da. Deoarece triunghiurile EMAQ și CPB sunt echilaterale. Și congruente. Și congruente. Bun. A este cât CB. Asta din ipoteză, să zicem. Da, da. Bun, altceva. După aia, AQ cât QB. AQ. Anca, e bine? Da. Congruent cu cine? QB. QB. AQ cât QB, că Q era la mijloc. Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Și ne mai trebuie un unghi acum. Unghiul ăsta de aici, tot din... Care? Ăsta. Congruent cu ăsta tot, ăsta e de 120, da, 120 are 60 și el, tot 60. Ăsta e tot de 60 că am demonstrat. Și măsura unghiului, ziceți, măsura unghiului care? Măsura unghiului AQ este egală cu măsura lui QBB și egală cu 120. Da. Din suficiente motive ca să spunem că cele două triunghiuri facem discuții în AQ congruent cu triunghiul QBB și de aici rezultă, tare tare ne interesează, sum Q congruent cu QB. Scriu sus, domnul profesor. Da, da. Deci, păi și gata, am demonstrat. Păi stai mai gata, am demonstrat. Congruența trebuie a tuturor laturilor. Deci MQ, congruent cu QQ. Deocamdată avem 3, nu? 3 laturi. Hai să vedem acum, mai facem? Alte două triunghiuri în care sunt... Nu repede, alte două triunghiuri. Deci acum ne-a trebuit domnul profesor ce? Mână. Mână cu NQ, de exemplu, sau cu ăsta. Mână cu N. Bun. Haideți, repede. Care triunghiul trebuie luat? Care trebuie? Păi, care trebuie? Uite, am arătat că asta-i cât asta da. Și cât asta. Acum luați-o pe care vreți din astea trei cu asta, cu mână. N, P, C, cu N, M, B. Deci fie triunghiul. N, P, C. N, P, C și triunghiul. Eu aș lua din N, D, M. Da, N, D, M. Da, ia să aveți cine acolo. N, D, M. Vecin, deci, N, D, M, și care domnul? N, D, M, și cu N, C, P. Păi așa am luat și eu. Așa da. Am și eu să zic M. Da. Al doilea. Așa. Avem. Cele două triunghiuri putem spune. M, D este că D, A, D, C. Deci M, D,
este cât CP. MD cât CP și punctăm. Demonstrat. Demonstrat în tot raționamentul nostru. Am mai făcut o dată. Da? Pe urmă, mai au ce? DN este cât NC. Cât NC din motive foarte clar. Triunghiul din ipoteză. Cât NDC este isoscel. E echilateral. Echilateral. Da. Și că unghiul MDN egal cu NCP, egal cu măsura lui NCP, și egal cu 180 sau câte? Egal cu 180. Conform cazului latură. Congruență latură, unghi latură. Da. Lul. Cei două triunghiuri lati în discuții sunt congruenți. Da. Congruent cu triunghiul N, C, P. Și din congruența lor rezultă ceea ce mi-a interesat foarte tare, că mână congruent cu LP. Și o notăm cu 3. Și a 3-a. Ia uite, cum ați închis mapul. Și ia uite cum din cele 3 rezultă. Bună seara! Viteți! Mână pâchiul paralelogram. Sau că e rom, direct, domn profesor, paralelogram. Mai întâi că e paralelogram. E paralelogram. Avem ce? Laturile opuse, congruente două câte două. Da. Și în paralelogram, iar faptul că am când două laturi congruente ale lui, exact. Altfel spus, cum avem egalitate peste tot, putem, da, să tragem concluzii deodată că e rom. A, zicem deodată că e rom. Deodată, da? Rom, da. Deci mână pe Q, rom. E rom. Terminat. Rom. Da, să facem sinteza, ca să clarificăm. Cine se pregătește să facă sinteza? Eu! Nu eu! Bine eu! Hai, deci, sinteza zilei. Că știu că așa sintetizează. Ce-am făcut? Păi probleme cu... Păi da, zi, trapez. Trapez. Probleme cu trapez. A sfârșit. Paralelism. Da, triunghi echilateral. Proprietățile triunghiului echilateral. Triunghi echilateral, proprietăți. Și probleme. Romb. Și rombul, l-am avut când nu. Da, da. Și paralelogram. Și paralelogram. Corect. Acestea a fost... Patru probleme. Problema la următoare cu patru. Să zicem final. Finalul. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Oran și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la și share! Așa să fie, prietenii noștri să facă acest lucru, pentru că este important, așa ne pot ajuta. La revedere, dragilor, pe marge acum, da? Da, marge, da.